Chipurile de pe icoana Maicii Domnului Panaghia Sumela sunt astăzi foarte puțin vizibile. Cu toate acestea, icoana este cunoscută ca fiind una dintre cele care au redat cel mai bine chipul și trăsăturile Maicii Domnului. Iar acest lucru este plauzibil, căci pictura icoanei este atribuită Sfântului Apostol și Evanghelist Luca, care a cunoscut-o pe Maica Domnului, a stat în preajma Maicii Domnului și a putut picta cunoscând persoana, nu doar pictând după o altă icoană. Este, după cum spuneam, o icoană veche, iar ferecătura cea mai recentă e din secolul al XVII-lea, pusă peste o veche ferecătură, însă aceasta despre care vorbim acum este o donație a doamnei Maria Cantacuzino, soția voievodului român Șerban Cantacuzino. Suntem în Grecia, dar dragul românilor pentru Sfinți, pentru Maica Domnului și pentru Ortodoxie este întotdeauna același, indiferent de trecerea timpului.